Traficul a fost blocat de ieri seară pe drumul național 57, care face legătura între orașele Orșova și Moldova Nouă din cauza unor căderi de stânci pe carosabil. Blocajul s-a produs între localitățile Jvinița din Mehedin și Cozla din Caraș Severin. În zonă, versanții alăturați drumului național sunt foarte instabili, iar căderile de stânci frecvente. Șoferii care merg din Mehedinți către județul Caraș Severin pe clisura Dunării trebuie să folosească rute ocolitoare. Tot din cauza căderilor de stânci, trei localități din județul Mehedinți sunt fără energie electrică. Satele Aibăntal, Vinița și Baia Nouă nu au curent electric încă de seara trecută, după ce un stâlp de medie tensiune a fost dislocat. Echipajele CES nici nu vor putea ajunge în zona avariei pentru a remedia situația din cauza drumului blocat, de aceea reluarea alimentării cu energie electrică a localităților respective este incertă în următoarele ore. În Teleorman, trei drumuri județene și alte trei naționale au fost închise din cauza zăpezii, iar potrivit reprezentanților autorităților județene, intervenția pentru deblocarea traficului rutier este îngreunată din cauza ninsorii, dar și a viscolului, în special din zonele în afara localității. Aproximativ 10 autoturisme cu 20 de persoane au rămas blocate în nămeți pe drumul județean 504 Alexandria Orbeasca. Autoturisme au fost scoase din zăpadă cu ajutorul utilajelor de desăpăzire.